În zona de competență a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maior Constantin Enea al județului Bacău, de la începutul anului, au avut loc 4123 de evenimente negative care au implicat acțiunea serviciilor profesioniste pentru situații de urgență cu o rată de 16,96 pe zi, e aproape dublu față de aceeași perioadă anului trecut, când erau înregistrate doar 2800 de intervenții. După tipul intervenției, forțele alertate au acționat la 324 incendii, 148 incendii de vegetație, 172 intervenții pentru asistența persoanelor, 5 intervenții pentru descarcerare, 13 intervenții pentru salvarea animalelor, 335 alte intervenții, 4 intervenții pentru protecția mediului, 2877 intervenții smurt, 580 de intervenții în alte situații de urgență. De pe listă nu au lipsit nici glumele cu apeluri false sau deplasări fără intervenții. Au fost 82 de alarme false și de 248 de ori nu a fost nevoie de intervenția pompierilor băcăuani, însă a fost nevoie de măsurile complementare de siguranță pe care aceștia le-au dispus. În ceea ce privește incendiile, pompierii spun că cele mai multe s-au produs prin utilizarea focului deschis în spații deschise, 173 de cazuri, instalații electrice defecte, 74 de cazuri, coș burlan de fum defect sau necurățat, 71 de cazuri, focul deschis în spații închise, 67 cazuri, mijloace de încălzire nesupravegheate, 13 cazuri, cenușă, jar și scântei de la sistemul de încălzit, 11 cazuri, acțiune intenționată, 8 cazuri.